Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim despre cărți, despre prețurile lor, despre promisiunile guvernanților și în curând vorbim și despre Facebook și despre cum ne ajută el sau ne încurcă asta, pentru că este luna siguranței pe internet. Înainte însă am primit un mesaj de la un telespectator care spune: dacă dispare calculatorul, ce rămâne? Cartea rămâne în veci, dincolo de carte nu e nimic. Total de acord cu ceea ce spune. Calculatorul însă nu ar trebui să fie prioritar cărții. Nu are cum să fie prioritar, pentru că să presupunem că am avea parte de un cataclism planetar și nu am mai avea electricitate. Și atunci, ce ne rămâne? Numai cărțile. Ne rămâne biblioteca pe care acolo, exact. Am construit-o într-un fel sau altul, averea fiecarei familii. Nu am mai avea curent electric, nu ar mai fi gaze și hidrocentralele ar asigura doar pentru clădirile, instituțiile publice. Acasă vom fi nevoiți să, nu știu, să folosim baterii solare. Atunci nu vei mai avea computer, nu vei mai avea... Da, mă rog. Tu lucrezi foarte mult cu tineri și aș vrea să-mi spui dacă acești copii pe care tu îi cunoști citesc. Bine, tu lucrezi și cu tineri care sunt de o înaltă capacitate intelectuală, mulți dintre ei. Dar din ce ai observat în mediul ăsta, se mai citește în generația tânără? Cei cu care lucrez eu citesc. Citesc pentru că provin din majoritatea din familii bine situate social, cu pretenții, ei sunt copii ambițioși, sunt copii buni, nu se rezumă la programa școlară și citesc, dar citesc mult mai puțin decât se citea acum 2-3 generații. E păcătosul ăsta de internet care te fură, îți fură foarte mult timp și timpul ăsta este luat din dauna lecturii. Ei citesc doar punctat, ochit, ce interesează. De multe ori citesc doar câte un articol sau câte un sinopsis al cărții, câte un rezumat. E mai ușor să vadă un film. Sunt mai bine conectați la ceea ce înseamnă societatea modernă, informațională. Mai bine vorbesc mai ușor limbi străine. Dar e așa un fel o spoială, o superficialitate și o observ în special și în țările vest-europene. Adică dacă ieși puțin din contextul ăsta al realității, nu-și cunosc istoria, nu cunosc geografie foarte bine, cunosc, vorbesc elegant, o limbă, două, dar nu înțeleg. Nu înțeleg care este diferența între ortodoxi și catolici, lucruri esențiale. Nu, esențiale. Sau, mă rog, de cultură generală. Care țin de o cultură, o anumită cultură. Nu, însă... acum cultura este punctată. Mă interesează computerul, vreau să știu despre el. Mă interesează medicina, mă duc și fac medicină și mai citesc. Și plăcerile astea ale lecturii țin doar de câte un capriciu, ca să zic așa. Citesc cu tare carte sau aflu eu acum că a apărut o trilogie foarte celebră în care s-a făcut și un film, s-a vândut 100 de milioane, hai să o citesc. E o tâmpenie respectiva carte, știu că și tu ai început-o, dar asta nu înseamnă cultură. Cultura înseamnă carte, înseamnă muzeu, înseamnă mult mai mult. Da, vorbeam despre tinerii care nu citesc atât de ușor, dar nu cred că ar trebui să-i blamăm pe ei neapărat sau să le blamăm părinții. Este vorba despre contextul în care trăim cu toții și e mult mai facil să căutăm o informație pe internet decât să căutăm o carte în bibliotecă. O caricatură, un tip care ajungea la doctor și spunea: doctore, eu mi-am dat deja diagnosticul, l-am găsit pe internet, dar am venit la tine pentru a doua opinie. Da, asta e problema medicilor în ziua de astăzi, 500, toți pacienții știu deja ce au. 550 de milioane de căutări de termene, căutări din domeniul medical, anul trecut în România, Oficiul Național de... cele mai multe căutări sunt pe simptome. Bine, informații care sunt eronate de cele mai multe ori, mai ales că nu există informații în baza analizelor fiecăruia. Un simptom pe care tu îl ai și îl coroborezi doar cu prima informație găsită sau a doua. Uite, domnule, am o pată roșie pe obraz, am o intoxicație, dar poate că ăla e semnul unei icter, unei hepatite, unei lucruri pe care... Sunt mult mai multe elemente pe care un doctor le poate... dibui. Noi și întotdeauna încercăm să mergem spre diagnosticul ușor și cumva doar să ne facem curaj. A, stai, nu e așa. Iau eu un tratament homeopatic. Apropo de asta, foarte multă lume din afară mi-au spus că sunt
uimiți de numărul imens de farmacii care există în România. Și am început să mă uit și eu pe afară cam câte farmacii... Greu găsești o farmacie. La noi sunt extrem de multe. Sunt una lângă alta. Și întotdeauna e aglomerat. Și tratamentele sunt de obicei sunt suplimente alimentare, tratamente homeopatice, care orice studiu, dacă tot caută pe internet, să caute studii serioase. Este Societatea Americană pentru Tratamentul Cancerului, instituții serioase, în care acolo spune că astea e pe principiu nici bine nu fac, dar nici rău. Dar se vând și este o industrie de miliarde de euro. Bani care oamenii ăia și-ar putea direcționa ori către medicamente cu adevărat bune care să le facă bine, ori... Oricum am văzut că acum recent au fost efectuate diverse controle și din farmaciile din România s-au retras medicamente care erau falsificate. Vindeau apă bolnavilor de cancer. Foarte mari. Ce criminali. Da. Să concluzionăm subiectul. Cum crezi tu că ajută Facebook-ul și cum crezi că încurcă? Dacă știi să-l folosești, este o unealtă extraordinar de bună. Dacă l-ai, eu lucrez în proiecte europene. Legătura cu partenerii externi, diseminarea proiectului, vizibilitatea, reclama și așa mai departe, totul este ok. Dacă îl folosești doar pentru relații interpersonale sau ca să hrănești ego-ul, atunci cred că este pierdere de timp. Dar este foarte important pentru cei care știu cu adevărat să-l folosească. Să nu uităm că politicienii care acum știu să folosească Facebook în mod cinstit și inteligent vor câștiga toate alegerile de acum încolo. Ceea ce s-a întâmplat cu Klaus Iohannis nu a fost un accident. Eu am spus celor care credeau că Victor Ponta va cu 2 săptămâni înainte de primul tur că vor fi 40% și culmea, nu aveam eu vreo expertiză, pur și simplu vorbeam cu cei care prietenii mei lucrează la București în reclamă, în marketing politic și aveau datele, aveau cifrele și spuneau, noi mizăm așa, în primul tur va fi undeva așa și în turul 2 mizau pe victorie undeva între 2 și 5%, a fost 9%, 9 aproape spre 10. Deci cine nu va înțelege că o campanie pe Facebook făcută cu mijloace moderne și cu mijloacele marketingului politic vor pierde. Dacă vor pune mesaje stupide în limbaj de lemn, astăzi organizația cu tare partid au realizat o acțiune de plantare de copaci. Apă de ploaie. Ai dreptate, asta atrage prima dată, însă contează și mult respectarea mesajului din campanie, pentru că am văzut cum s-au pierdut alegerile, tocmai pentru că nu s-au respectat promisiunile. Nu e vorba de respectare. Tu vrei să câștigi. Eu dacă mă ocup de marketing... Te câștigi prima dată, a doua oară nu mai. Asta e problema ta ca și candidat. Dar eu care îți vând produsul respectiv, băieții care s-au ocupat, au fost la Realitatea TV și au vorbit, am stat până la 3 dimineața să-i ascult, au fost absolut fascinanți. 9 persoane a avut Klaus Iohannis. 9. În stafful de pe Facebook, unde s-au câștigat alegerile, acolo s-au câștigat. Următoarele alegeri, aici la primăria Buzău, în anul 2016, vor ieși la vot tineri între 18 și 24 de ani, care la alegerile din 2012 cred că au ieșit sub 10%. Ei vor fi baza acum. Ei nu vor putea fi păcăliți cu afișe pe stradă, care costă. Nu vor putea fi păcăliți cu sacoșe și cu brichete, dimpotrivă vor avea oroare de asta și vor reacționa negativ, vor fi păcăliți sau vor fi pur și simplu convinși că poate candidatul respectiv este unul onest, dar cu o campanie foarte bine țintită, cu o campanie foarte inteligentă și făcută cu profesioniști, nu cu diletanți. Membrii de partid nu sunt profesioniști. Membrii de partid sunt niște băieți care spun, da, șef, ai fost minunat, ai fost extraordinar, șef, n-ai cum, știu eu, la mine, în carte. Nu trebuie să se... Acest lucru este vital, trebuie să se înțeleagă. Internetul trebuie făcut cu specialiști, trebuie făcut cu tineri, trebuie făcut cu oameni care înțeleg rolul
și modul în care se face o campanie publicitară, repet, nu politică, publicitară, pentru că aici este diferența între unul și altul. Unii fac, vând candidatul ca și un produs, alții îl vând ca și candidat, ceea ce este eronat. Suntem în secolul 21 și în 2016 lucrurile vor... Cine va avea o asemenea campanie care va costa culmea foarte puțin, își vor putea permite să pună toate cheltuielile de campanie, pentru că vor fi infime, cu 10 afișe, cu 6 share-uri, ai ajuns la peste 10.000 de oameni. 6 share-uri. Interesant ce spui și adevărat și confirmat de multe ori, însă aș vrea să-ți propun în finalul emisiunii să urmărim un material pe care îl veți putea vedea și în cadrul jurnalului din această seară, o știre despre care aș vrea să vorbim puțin după, o urmărim acum. Buzoian, născut și crescut în cartierul Mihai Viteazu, Zanfir Codescu era în tinerețe mândria familiei. După absolvirea școlii militare de la Beiuș, la vârsta de 25 de ani, era locotenent în Armata Română. A ajuns comandant de pluton într-o unitate mică din Costinești, când, la o lună de la decesul lui Stalin, Buzoianul a refuzat să facă de gardă la portretul conducătorului Uniunii Sovietice. În 53, în 7, așa spunem, 7 aprilie, chiar în noaptea de vieri, doamnă. Deci după o lună, după ce s-a terminat toată asta mormântarea sau cum să după ce a decedat Stalin, după o lună de zile, deci s-a întâmplat pe 4 parcă, martie sau 4 martie, e în actele, nu mai rețiu, și de la o lună a venit și m-a arestat noaptea, dar totuși de la contrainformații. M-a dus de acolo, mi-a luat noaptea, ne-a dus la Constanța. Dar care a fost motivul pentru care v-a luat? Ăsta care scrie acolo, care a refuzat să fac de gardă la portretul lui Stalin. Buzoianul își amintește cu amărăciune de anul în care a fost trimis dintr-o închisoare în alta alături de deținuții politici. M-a arestat, bineînțeles că eu la vârsta aia m-a arestat, m-a degradat, am început, mi-am plâns pentru puțin timp. Ne-a băgat, unul era înainte într-o celulă sau mai mulți eram, nu ne-a ținut mult acum, chiar când o rețin când ne-a... Și asta s-a întâmplat dacă ne-a transferat la București. În perioada era ceva cu sportul, ceva, un congres olimpic, nu mai mi-amintesc la data respectivă. Totuși noi n-aveam, dar ne-a luat și ne-a țuit. Întâi ne-a dus la București, ne-a debarcat în Ghencea, un lagăr de deținuți politici, așa spunea Ghencea. După aproape 62 de ani de la evenimente, Zanfir Codescu este încă afectat de amintirea momentului în care i-au fost mulse gradele de pe umeri. Ce a însemnat pentru dumneavoastră momentul în care v-au fost smulse gradele de pe umeri? Bineînțeles că, nu știu, nu găsesc expresia potrivită. A fost o, sigur, o chestie dureroasă în suflet la anii care aveam. Nu dădeam seama, știu eu, atunci, înțeleg, ce s-a întâmplat sau ce se va întâmpla ulterior. Dar a fost greu. Perioada aia grea care, sigur, până atunci dusese elev la unitate, ofițer, cât aveam, dar aia a fost cea mai grea situație care mi s-a întâmplat acolo. După ce a fost eliberat, Zanfir Codescu a revenit la Buzău și s-a angajat la CFR, unde a lucrat până la pensie, cu regretul că nu a putut urma cariera militară visată. Recent a dat în judecată Ministerul Apărării pentru a-i se face dreptate după 62 de ani. O descoperire morală și fizică și așa, revenirea la grad, da? La ce mai mult, dar asta e o morală pentru mine personal, dar la ce mai mi-ar folosi acum, da? Dar nu a ținut cont de ceea ce, de o descoperire, mă rog, care, v-am spus, a băgat ferite metode, că nu m-am îndeplinit, că n-am fost. Și cam astea a fost cauzele care m-a determinat să fac după atâția ani și atâția ani. Un om care cere dreptatea după 62 de ani, un om care dacă nu ar fi dat în judecată MAPN-ul, nu s-ar fi autosesizat nimeni să îi facă dreptate, cu toate că el a făcut închisoare și nu și-a putut urma visul de a fi militar,
din cauza faptului că nu a vrut să păzească un tablou cu portretul lui Stalin. Cum consideri o astfel de situație? După 62 de ani, un om care deocamdată a dat în judecată, MAPN-ul nu i s-a dat niciun răspuns, nu știm dacă îi se va face sau nu dreptate. În primul rând vă felicit pentru asemenea știre. Sunt extrem de emoționat pentru că am văzut un asemenea caz. Bunicul meu patern a fost și el arestat în perioada comunistă, lucruri de care am aflat după Revoluție, pentru că părinții mei și bunicii mei le era frică să vorbească despre tot ceea ce au pătimit. Și am văzut și memorialul durerii de la Sighet. Omul acesta își merită cu adevărat gradele, chiar dacă tardiv, și merită recunoștința noastră, pentru că să faci un asemenea gest de sfidare în anii 50, când pușcăria cred că era cel mai puțin periculos lucru care ți se puteau întâmpla, este un gest de imens curaj și de mare demnitate. Vă propun vouă să-l sezizați autoritățile locale, să-l propună pe domnul Condescu, dacă am înțeles bine, la titlul Codescu, la titlul de cetățean onoare al orașului și chiar de omul anului. Fără nicio discuție, cred că și-l merită. Și cred că mult mai interesant ar fi dacă ar fi puși față în față cu cei care l-au pus în pușcărie. Mulți dintre ei trăiesc acum. Mulți dintre cei care au sprijinit acel regim ticălos sunt printre noi. Ne dau sfaturi, ne explică cum e cu istoria, ne explică ce bine era înainte și cum să ne trăim viața. Și ar trebui puși față în față oamenii ăștia ca să vedem nu doar victimele pe care să le compătimim și să le apreciem și să le mulțumim pentru ceea ce au făcut, pentru faptul că prin exemplul lor, chiar și tardiv, ele ne redau demnitatea națională, căci așa se redă demnitatea națională în România, prin exemple individuale. Noi suntem martiri câte unul, dar în schimb, ca majoritatea, am fost călăi. Dar din călăi ei vrem să cunoaștem câțiva dintre ei și să-i cunoaștem cine erau propagandiștii. Eu l-am persuat pe tatăl meu și văd că mă refuză să facem o monografie a tuturor marilor activiști de partid din perioada 65-89. Cu biografie, cu fotografii, cu ce studii au făcut ei pe la Ștefan Gheorghiu, ce funcții au deținut și cam cum o duc astăzi ei și urmașilor. Ar fi foarte interesant și apoi puși față în față cu acest domn, de exemplu. Da, frumoasă ideea ta de a le propune autorităților de a fi numit domnul Zanfir cetățean de onoare al Buzăului. Probabil că o minimă. Eu sunt convins că autoritățile locale, dacă vor avea propunerea oficială, nu vor avea absolut nicio problemă în a face lucrul ăsta. Da, în primul rând, însul ar trebui să își primească din partea Ministerului Apărării Naționale toate drepturile. De ce să nu facem noi comunitatea locală? Până la urmă suntem comunitate locală și este din la noi din Buzău și trebuie să fie. E adevărat, doar că este un titlu absolut onorific. Nu aduce niciun fel de beneficii materiale. Dar asta arată că noi, care vedem, care suntem aici, apreciem și respectăm ceea ce a făcut, îi respectăm demnitatea și curajul și îl recompensăm chiar și onorific cu așa ceva. Da, este într-adevăr un buzoian care merită respectul tuturor. Fără discuție. Și, din păcate, al tuturor românilor, nu doar al nostru, nu al nostru, mai cu atât mai mult. Da, mai am un mesaj de la un telespectator, nu are legătură cu ce am discutat în această seară, însă oamenii au probleme și le menționăm astfel încât cei care ne urmăresc probabil că le pot rezolva. Luați, vă rog, atitudine cu privire la mașinile expuse la vânzare în zona Unirii Nord. Este un mesaj pe care l-am primit de la mai mulți telespectatori și autoritățile locale au promis că se vor ocupa. Ne spune probabil același telespectator, este vorba despre blocul 29A. Acolo sunt expuse la vânzare multe autoturisme. Pentru această seară cam atât, Eduard, îți mulțumesc că ai venit. Și eu îți mulțumesc. Și te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag și eu. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează colegul meu, Aura Ștereacă, și Impact în Campus TV. La revedere!